Prețuiți-vă, părinții, în lume cât îi aveți. Dragii noștri, de această dată suntem în Midoc, județul Botoșani, cu o surpriză frumoasă pentru doamna Loredana, care este sărbătorită. O surpriză venită cu toată dragostea din partea familiei, așa că rămâneți cu noi să o surprindem și să vedem cum va reacționa doamna la această surpriză. Surprize la domiciliu. Noi oferim emoții. Bună ziua! Căutăm o doamnă sărbătorită. Doamna Loredana, ești la dumneavoastră, o găsim? Bună ziua! Bună ziua! Și bine v-am găsit! Bine ați venit! Doamna Loredana, da. Știm că ați fost sărbătorite. Ieri, da. Așa, și am venit astăzi să vă sărbătorim, dacă nu vă supărați. Nu mă supăr! Nu mă supăr! Noi suntem echipa surprize la domiciliu Iași. Astăzi, dar ieri știm că ați sărbătorit. Da. Venim la dumneavoastră cu o surpriză frumoasă din partea cuiva drag dumneavoastră. Fata. Așa credeți dumneavoastră? Ia să fie oare? Florile sunt pentru dumneavoastră. Când e plecat în Germania? Să știți că și-a dorit din toată inima să, cât își de puțin să vă sărbătorească, cât își de puțin să vă mulțumească pentru toate eforturile care le-ați făcut. Pentru că ați avut atâta grijă, pentru că ați educat și ați crescut niște oameni. Iar pentru asta și-a dorit în toată inima să vă transmită respectul ce vă poate. Avem și tortulețul cu mesajul la mulți ani, tot pentru dumneavoastră. Așa, am să vă rog, mă ajutați dumneavoastră să țineți. Iar pe lângă aceste cadouri, să știți că noi pentru dumneavoastră mai avem și câteva gânduri. Câteva gânduri scrise din suflet, care spun așa: mama este cel mai de preț suflet pe care îl are un om alături de el. Iar persoana care ne-a dat viață, ne-a îngrijit și care ne iubește și ajută necondiționat. De asta vreau să-ți mulțumesc, mamă, pentru sfaturile tale valoroase, pentru că întotdeauna ești gata să ne asculți, să ne înțelegi. Ochii tăi să strălucească întotdeauna de fericire, visele și dorințele tale să se adeverească și să te facă fericită. Din toată inima îți doresc sănătate, liniște și milioane motive pentru zâmbete. Îți mulțumesc și îți urez la mulți ani, mamă. Cu drag, din partea ginerului, din partea fiicei, din partea soțului și a celorlalți copii. Chiar dacă suntem atât de departe, cu sufletul suntem aproape și îți urăm multă sănătate. Îți trimitem cele mai călduroase îmbrățișări și abia așteptăm momentul să ne revedem cu drag acasă. La mulți ani! Mulțumesc, din suflet! La mulți ani vă spunem și noi! Mulțumim frumos și mie mi-e dor de ei și Dumnezeu să-i binecuvinteze acolo unde se află și să-i poarte de grijă. Eu le mulțumesc. Mama iubește și așteaptă. Îți departe și le este greu și au încercat măcar un piculeț să-și facă prezența aici la dumneavoastră. Le mulțumesc mult. Iar acum să știți că noi pentru noastră mai avem și melodii pregătite din partea dumnealor, care doresc din tot sufletul să o ascultăm împreună. Prețuiți-vă, părinții, în lume cât îi aveți. E o poruncă de la Domnul, părinții să ții despeți. Prețuiți-vă, părinții, viața cât îi aveți. E o poruncă de la Domnul, părinții să ții respect. Dăruiește
multe vă dorim, să vă bucurați de toți copilașii dumneavoastră și cu Doamne ajută să ajungă acasă, mulțumim. Că asta este mulțumim. Cel mai important. Îi transmitem salutări acolo oficei, facem așa cu mâna. Vă pupă, mama, și vă așteaptă cu drag. Și mulțumesc pentru tot ce ați făcut.